Galateni 2 cu 20, spune: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Doamne, te lăudăm și îți mulțumim pentru lucrarea măreață de mântuire pe care ai făcut-o. Îți mulțumim că și în această dimineață ne-ai arătat că într-adevăr tu schimbi vieți, că Evanghelia continuă să aibă putere și că n-ar trebui să deznădăjduim și n-ar trebui să încetăm să ne rugăm. Tocmai de aceea te rog, încurajează-ți biserica, însuflețește-ți biserica. Doamne ajută-ne să, să căutăm în fiecare zi prezența ta, părtășia cu tine. Și din ceea ce găsim acolo, Doamne, să alimentăm rugăciunile noastre. Doamne, lasă un duh de rugăciune peste Biserica Ta. Lasă un, o atitudine de căutare a Voii Tale, a prezenței Tale. Doamne, umple-ne încă o dată cu Duhul Tău cel Sfânt. Și te rugăm să-ți pregătești mirea sa pentru participarea la masa Ta. Îți mulțumesc că vei lucra. Îți mulțumesc că vei face toate aceste lucruri pentru că le cerem în numele scump al Domnului Isus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mesajul din această dimineață, care e menit să ne pregătească mai ales pentru cina Domnului, are, după cum vedeți pe ecran, un titlu destul de ambițios. Ce înseamnă să fii creștin? Acum, este foarte greu ca într-un singur mesaj să oferi un răspuns complet la o astfel de întrebare, dar cred că versetul 20 rezumă foarte bine ce înseamnă să fii Creștin. Noi tocmai am terminat de studiat Cartea Galateni, am mers verset cu verset prin, prin ea și uh, vă aduceți aminte uh, puțin din contextul cărții. Uh, în cea de-a doua călătorie misionară, Apostolul Pavel a proclamat Evanghelia Domnului Isus Hristos în provincia romană a Galatiei. La fel ca și astăzi și atunci păcătoșii au auzit Evanghelia, păcătoșii s-au pocăit de păcatele lor, păcătoșii s-au încrezut în Domnul Isus pentru mântuire, și așa au început să se formeze biserici în toată regiunea aceasta. Și, în timp, bisericile creștine au început să crească și să se răspândească peste tot în provincia Galatiei. Doar că, după plecarea lui Pavel, au ajuns câțiva activiști religioși în Galatia, care au început să predice o Evanghelie falsă. O Evanghelie, da, a credinței în Domnul Isus Hristos, doar că spuneau ei la credința în Hristos, mai trebuie să adaug și faptele legii. Acești iudaizatori, pentru că așa sunt ei numiți, au început să ameste amestece creștinismul cu iudaismul. Acești iudaizatori, spune capitolul 3, versetul 1, că i-a fermecat, i-au vrăjit pe noi creștini, îndepărtându-i de simplitatea Evangheliei. Și atunci Apostolul Pavel se vede nevoit să scrie această epistolă pentru a se apăra pe el ca slujitor al lui Hristos și pentru a aplica adevărata Evanghelie a Domnului Isus. Vă aduceți aminte în capitolul 2 acel episod destul de ciudățel așa, între, între Apostolul Petru și Apostolul Pavel, Pavel acolo în capitolul 2 distinge Evanghelia de orice fals și o face invocând o confruntare între el și Petru în Antiohia. Antiohia era o biserică nou plantată, formată din, dintre neamuri în mod special și când Petru ajunge acolo ca și apostol al lui Hristos, confirmă că acești credincioși dintre neamuri, că asta era ciudățenie, asta era noutatea, totuși acești credincioși dintre neamuri sunt creștini adevărați. Sunt frați și surori în Hristos. Și confirmarea lui Petru a venit tocmai din părtășia comună pe care au avut-o, punându-se la o masă, exact cum avem noi, după, după timpul acesta, punându-se la masă cu neamurile. Ori să vezi un evreu că stă la masă cu neamuri era de neconceput așa ceva. Doar că se întâmplă ceva. La un moment dat, după câteva săptămâni, vin niște creștini în vizită și creștinii aceștia erau niște evrei din Ierusalim. Ei, dacă în prima săptămână, în a doua săptămână, în a treia săptămână, în a patra săptămână, Petru a stat la masă cu neamurile, în a cincea săptămână, când biserica din Antiohia are musafiri și se pun din nou la masă, îl vezi pe Petru că se uită la cei care îi făceau loc, că dacă stai patru săptămâni la aceeași masă, nu, deja ai un loc al tău. Și făceau semn lui Petru, hai, hai aici pe bancă împreună cu noi. Ei, dar de data asta Petru zice... Cred că o să stau. N-am mai vorbit de mult cu evreii mei. Nu știu ce s-a mai întâmplat pe la Ierusalim. Vreau să aflu și eu nautăți. Vreau să stau aici. Ei, Pavel, care era de față, a mirosit că e altceva acolo. A mirosit că e, de fapt, o ipocrizie. Și capitolul 2 spune că l-a confruntat public pe Petru pentru lucrul acesta. Dar esența confruntării, Pavel, n a făcut lucrul acesta de, 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 de dragul confruntării. Nu a făcut asta pentru că aveau niște polițe de plătit, pentru că Pavel avea un complex de inferioritate față de celălalt apostol și cumva voia el să se afirme. Nu, esența, esența confruntării a fost aceasta. Petru, Hristos fie e suficient, fie nu avem nevoie de El. Dacă Hristos nu este suficient, atunci Evanghelia e o minciună. Dacă Hristos este suficient, dacă Hristos este totul, atunci el este suficient și pentru credința creștină, dar și pentru părtășia creștină. De aceea în Hristos nu mai este nici evreu, nici grec. Ci suntem una în Hristos. De fapt confruntarea dintre Pavel și Petru arată foarte bine preocuparea lui Pavel pentru Galateni. Hristos fie e totul, fie e nimic. Fie e nimic. A, asta încurajăm pe toți cei care vor să-și spună mărturia. Sigur că mărturia vorbește despre noi, dar mărturia aceasta trebuie să-l aibă întotdeauna în centru pe Hristos. Hristos este cel care schimbă. De aceea în capitolul 5, versetul 1, Pavel spune bisericii, Hristos ne-a izbăvit ca să avem libertate. Rămâneți deci tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Ideea cărții Galateni este că nimeni nu poate fi într-o relație corectă cu Dumnezeu ținându-se de reguli religioase. Suntem salvați doar prin credință. Și vă repet, capitolul 2, versetul 16. Dar fiindcă știm că omul nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Isus Hristos, și noi am crezut în Hristos Isus, ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos nu prin faptele legii, fiindcă prin faptele legii nimeni nu va fi îndreptățit. Dragilor, suntem salvați de pedeapsa păcatului doar prin lucrarea de plină a lui Hristos pe cruce. Și această evanghelie a credinței în Hristos animă tot mesajul și toată lucrarea Apostolului Pavel. Vedeți, spre deosebire de iudaizatori, Pavel n-a încercat să învețe pe sfinți tot felul de reguli legaliste, pentru că erau liberi în Hristos. Așa că dați-mi voie să repet, a fi creștin. Ce înseamnă să fii creștin? A fi creștin înseamnă să fii liber, eliberat. Să trăiești în sfârșit în libertatea pentru care Dumnezeu te-a creat. De fapt, epistola către Galateni este numită Magna Carta a Libertății. E marea carte a libertății creștine. Declară libertatea noastră în Hristos și niciun verset nu rezumă mai bine acest adevăr. Și această temă practică a cărții, decât Galateni 2 cu 20. Ce înseamnă să fii creștin? Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Charles Spurgeon spunea despre acest verset. Aceasta e umblarea zilnică a adevăratului copil al lui Dumnezeu. Cei care nu umblă, cum spune Galateni 2 cu 20, nu sunt deloc adevărați creștini. Mulți oameni au numit versetul acesta o chemare la o, o viață cruciformă, adică o viață șlefuită de cruce. Și într-adevăr, acest verset arată spre o viață modelată de cruce, dar el este și o mărturie. Și de aceea am ales pasajul, versetul acesta în această dimineață a mărturilor. El este o mărturie, nu e o poruncă. Pavel pur și simplu mărturisește, adică ori s-a întâmplat asta, ori nu ți s-a întâmplat. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, cum o să vedem. Și Pavel mărturisește aici ce înseamnă să fii în Hristos. De fapt, nu știu dacă, dacă știți, după părerea mea, mărturia asta cred că e cea mai personală mărturie pe care o are Apostolul Pavel în toate cele 13 epistole. Pentru că observați cum Pavel vorbește la persoana întâi. Zice eu am fost. Nu mai trăiesc eu. Viața pe care o trăiesc eu acum s-a dat pe sine pentru pentru mine. E o mărturie personală a lui Pavel. Dar vestea bună este că ea nu se limitează doar la Pavel, pentru că ceea ce Pavel spune se aplică la oricine își pune credința în Isus Hristos. Așadar, ce înseamnă să fii creștin? Iată trei afirmații din acest verset. În primul rând, creștinul adevărat poate spune: Eu sunt salvat prin moartea lui Hristos. Eu sunt salvat prin moartea lui Hristos. Și asta am auzit și în această dimineață. Eu sunt salvat prin moartea lui Hristos. Ce spune prima parte a versetului? Am fost răstignit împreună cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Da, asta e o afirmație despre creștin, dar în primul rând e o afirmație despre Hristos, dragilor, să nu ratați lucrul acesta. Hristos este Cel care a fost răstignit în Vinerea Mare. Hristos este Cel care a murit pe, pe dealul Golgota în afara Ierusalimului. Vă aduceți aminte, am tot repetat și în săptămâna mare de o grămadă de ori, răstignirea era cea mai cumplită, cea mai crudă execuție. Era o, o moarte prin tortură, moartă lentă prin sufocare. Dar vedeți, răstignirea nu era doar o execuție publică, răstignirea era și un anunț public. Când te uitai pe drumuri și vedeai pe câte unul răstignit, știți ce, ce, ce rol aveau răstigniți aceștia? De ce erau răstigniți în public, pe stradă? Pentru că toți acei răstigniți erau niște panouri publicitare în vremea aceea. Și prin panourile alea publicitare, Imperiul Roman spunea, așa pățiți dacă vă puneți cu noi. Așa pățiți dacă nu respectați autoritatea. Așa pățiți dacă vă întoarceți împotriva conducerii. Ei, Domnul Isus a fost răstignit de autoritatea romană locală ce a conspirat împreună cu autoritățile religioase vreiești. Dar haideți să mergem puțin pe acel deal îndepărtat unde Hristos a murit pe cruce. Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Sunt câteva lucruri când privim la, 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 la crucea lui Hristos. Prima dată, Domnul Isus a fost pironit în cuie. Textul ne spune că am fost răstigniți împreună cu, cu Hristos. Foarte important lucrul acesta. Am fost răstignit împreună cu Hristos, ceea ce înseamnă că Domnul Isus a fost prima dată răstignit cu adevărat, în mod istoric. Dar știți ce a mai fost răstignit acolo pe cruce? Ceva deasupra capului său. Păcatul pentru care a fost răstignit. Care a fost crima Domnului Iisus? Care a fost acuzația? Știți că obiceiul, obiceiul romanilor era să, să pună verdictul acolo sus. Ei, în Ioan 19 cu 19 citim așa. Pilat a făcut și o inscripție pe care a pus-o deasupra crucii și pe ea era scrisă acuza. Ia au zis crima. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această inscripție pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții de seama iudeilor i-au zis la, Pilat, nu, scrie regele iudeilor, ci zic că el a zis, el s-a numit. Și ce a răspuns Pilat? Asta era obiceiul lui. Ce am făcut? Am făcut. Ce am scris? Am scris. Foarte interesant omul acesta, Pila, n-avem timp să, să ne uităm la el în această dimineață, un om care a fost rău, dar care a făcut evangelizare pentru că a scris Iisus este împăratul iudeilor în trei limbi. Să fie sigur că nu-i niciunul care să treacă pe acolo și să nu priceapă. Și mai mult decât atât, a avut o teologie corectă. Nu știu cum se întâmplă lucrul ăsta, mai are domnul misterele lui, dar a știut, a știut ce e esențial, Iisus Hristos este împărat. Așadar, Domnul Isus a fost pironit în cuie, acuzația Lui a fost pironită în cuie, însă tot pe cruce a mai fost pironit ceva. Păcatele noastre au fost pironite acolo. Păcatele credincioșilor. Golosen 2 cu 14 spune, a șters în scrisul, zapisul care era împotriva noastră, cu tot cu rânduielile Lui care ne condamnau și l-a înlăturat, auziți cum? pironindu pe cruce. Adică versetul acesta îți spune că Dumnezeu are în mână cazierul tău. eu nu știu ce spune cazierul tău de la poliție. Bănuiala mea este că pentru cei mai mulți de aici, cazierul nostru e uh, curat. Dar înaintea lui Dumnezeu, cazierul pe care el îl are e diferit de cazierul pe care poliția îl are. Pentru că el știe tot ce ai făcut, tot ce n-ai făcut și trebuia să faci, tot ce ai făcut și nu trebuia să faci, tot ceea ce ai spus și și tot ceea ce ai gândit. Totul este acolo. Și totuși, uite ce spune. Când în loc să te condamne pentru păcatele comise, a pironit zapisul, a pironit cazierul tău acolo pe cruce și l-a curățat prin sângele Domnului Isus Hristos. Și doar Hristos a fost pironit pe cruce? Acuzația lui a fost pironită pe cruce, ca să știi cine este? Păcatele tale au fost pironite pe cruce. Dar textul ne spune, întorcându-ne la Galateni, Pavel spune și țineți-vă bine. Că și tu ai fost pironit pe cruce. Nu asta spune prima parte? Tu ai fost pironit pe cruce? Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Poveste adevărată. La un moment dat, un pastor se duce cu un grup din biserica lui în Israel. Erau toți foarte entuziasmați că era pentru prima dată când se duc Nu N-a mai fost niciunul în Israel. Și s-au dus și au vizitat șapte zile extraordinare și la un moment dat ajung la locul, pe dealul despre care se spune că este dealul Golgota, unde a fost crucificat Domnul Isus Hristos. Și ghidul, vorbind cu ei, era un ghid nou, în celelalte zile a fost un alt ghid, un ghid nou și el zice, în primul rând vreau să știu cine a mai fost aici vreodată, ca să știu ce vă spun, cât vă spun. Și dați seama, nimeni n-a ridicat mâna, pentru că erau pentru prima dată, numai păstorul cu mâna sus, și cei de, din jurul lui, un pic consternați și șocați, știau foarte bine că e pentru prima dată când a venit acolo, n-a ieșit niciodată din țară, și ușoteau între ei și ziceau, măi, dar de ce minte păstorul, ce vrea să se dea mare în față la, la ghid, care e care problema? Și ghidul spune, a, da, ați mai fost? C când ați mai fost? Și păstorul spune, am mai fost aici, am mai fost aici acum 2000 de ani. Pentru că eu cred, zice păstorul, ceea ce spune Galaten 2 cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. La asta spune Pavel, la asta se referă Pavel când spune lucrul acesta. Sigur, sper că înțelegem, nu literalmente, răstigniți pe Golgota, dar reprezentativ prin Hristos. Galaten 3 cu 13 spune, Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem, cuvântul foarte important, pentru noi, în locul nostru, fiindcă este scris, blestemat este oricine i-a târnat pe lemn. Adică Domnul Isus a fost blestemat de Dumnezeu acolo pe cruce, pentru ca tu și cu mine să putem fi binecuvântați de Dumnezeu. Dragă biserică, niciodată nu vom putea înțelege ce s-a întâmplat la cruce, dacă nu înțelegem acest termen crucial pentru, pentru noi, este vorba de înlocuire. Dragilor, la cruce Hristos n-a fost un exemplu. La cruce nu a fost un martiraj. La cruce n-a fost o moarte pentru o cauză nobilă. Nu a fost o simplă exprimare a dragostei. La cruce a fost un act al ispășirii înlocuitoare. Adică, adică tu și cu mine trebuia să murim acolo. Noi trebuia să fim pe cruce. Și chiar dacă ne-am născut în 2020, în 2020, în 1900 și ceva, avem și prin 2000 încoace, așa, Că nu se mai practică răstignirea, tot noi ar fi trebuit să murim moartea veșnică. Dar vezi, când Domnul Isus a murit pe cruce, a murit ca să ne ia locul. Noi am fost răstigniți împreună cu El. De ce? Pentru că El a fost răstignit pentru noi. În Galaten 2 cu 19, chiar înainte de versetul nostru, Pavel spune că eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Înainte de a se întâlni Pavel cu Domnul Isus, Pavel era sub lege. Dar acum spune că prin lucrarea lui Hristos este mort față de lege. Dragilor, înțelegeți ce înseamnă să fim mort față de lege? Că prin sângele lui Hristos suntem morți față de lege? Înțelegem de ce e o veste bună? Păi vreau să te întreb, să zicem că ai pe cel mai mare criminal, care face toate crimele posibile, merită să fie judecat. Merită să fie condamnat. Merită să fie condamnat la la moarte. Ar fi avut cineva de aici probleme cu, cu Hitler dacă ar fi fost condamnat la moarte, dacă era prins? N-ar fi avut nimeni probleme. Nu erau acum, p acum la cât ciudat să zic în, în lume, s-ar putea să fie unii care să-l scuze până la urmă. Dar în mod normal, dacă gândești logic, n-ai nicio problemă. Dar vreau să vă întreb, dacă criminalul acela moare, mai poate să fie condamnat? Mai suferă el pedeapsa? Mai poate să fie dus la închisoare? Spuneți, dacă a murit, e simplu, înțelegem ce înseamnă morți față de lege? Păi legea lui Dumnezeu aducea mânia lui Dumnezeu peste noi, condamnarea lui Dumnezeu. Și prin Hristos noi ce facem? Scăpăm, dar cum scăpăm? Murind. Murind. A murit față de lege. Și din momentul acela, mânia lui Dumnezeu nu poate să ne mai atingă pentru că suntem ascunși în Hristos. Dragilor, noi eram la rând, așteptând și urmând să fim condamnați veșnic pentru păcatele noastre. Dar în Hristos, noi am murit împreună cu El, astfel ca pedeapsa și toate lucrurile acelea care veneau pentru păcatele noastre să fie acoperite de sângele Domnului Isus Hristos. Însă, vedeți, în această stare de a nu mai fi sub lege, nu înseamnă că am libertatea să păcătuiesc. Harul nu înseamnă că sunt liber de acum să fac ce vreau eu, nu. Pavel zice că a murit față de lege ca să trăiască pentru el însuși, pentru poftele lui, nu, că de aia era condamnat de lege, nu, ci să trăiască pentru Dumnezeu. Dragilor, asta e diferența între religie și Evanghelie. Iudaizatorii spuneau că trebuie să împlinești legea pentru a trăi pentru Dumnezeu. Pavel spune că trebuie să mori față de lege pentru a trăi pentru Dumnezeu. Înțelegeți, dragă biserică, că noi suntem de fapt niște morți vii? Ce înseamnă să fiu un mort viu? Am fost răstignit împreună cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. E foarte interesant cum îi pus verbul acesta, am fost răstignit. Nu vreau să intru în detalii gramaticale, dar el vorbește despre o acțiune încheiată în trecut, care are efecte Prezente. Are efecte prezente. Că deși s-a întâmplat lucrul acesta, la un moment dat, eu încă trăiesc acele efecte. Și mai mult decât atât, nu zice, m-am răstignit împreună cu Hristos. E o diferență între am fost răstignit și m-am răstignit? E o mare diferență. În gramatică se numește diateza pasivă. Am fost răstignit. Nu eu m-am răstignit împreună cu Hristos. Vezi, o grămadă de moduri de a, de a te sinucide dar răstignirea nu este unul din ele. Pentru că n-ai cum să te răstignești singur. N-ai cum să te pironești singur pe o cruce. Și când text trebuie altul să ți-o facă, nu? E logic. Ei, când textul spune, am fost răstignit împreună cu Hristos, am fost răstignit împreună cu Hristos, înseamnă că la mântuirea mea n-am contribuit cu nimic decât cu păcatul meu. Decât cu păcatul meu pentru care trebuie să fiu salvat. Asta e singura mea contribuție. Dar orice altceva din mântuire nu a fost realizat de mine, n-a fost realizat mergând la biserică, făcând fapte bune, fiind darnic, ci Domnul a plătit, cum era cântarea, Domnul a plătit totul în locul meu. Azi îl laud fericit, Iisus e Domnul meu, slăvit să fie Domnul. Tocmai de aceea nu mai trebuie să trăiești privind tot timpul peste umăr. Tocmai de aceea nu trebuie să, să trăiești cu vinovăție și rușine. Nu trebuie să te îngrijorezi dacă ești în Hristos, că Dumnezeu te va vâna și te va pedepsi. Nu, eu am fost răstignit împreună cu Hristos. Și dar ce înseamnă să fii creștin? În primul rând, să spui, sunt salvat prin moartea lui Hristos. Poți să spui asta despre tine? Poți să spui în dreptul tău, și eu sunt salvat prin moartea lui Hristos. În al doilea rând, ce înseamnă să fii creștin? Să spui, sunt schimbat prin viața lui Hristos. Nu doar sunt salvat prin moartea lui Hristos, sunt schimbat prin viața lui Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ei, cele două afirmații nu, sunt, nu se contrazic. Pentru că a doua afirmație este rezultatul primei, da? E concluzia logică a primei afirmații. Cu alte cuvinte, Pavel spune, focalizarea vieții creștine este a trăi, nu a muri. A trăi pentru Hristos. Moartea produce ce? Dragilor, ce produce moartea în cazul creștinului? Viață. Moartea produce viață. Păi dacă am murit, acum trăiesc. Nu puteam să trăiesc, dacă nu, muream. Moartea fizică, ce va produce pentru credincios? Viață? Viața, nu? nu, 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 nu știu că nu-i logic principiul. Dar noi totuși vorbim aici lucruri duhovnicești, nu? care au logica lor duhovnicească, nu silogice, au logică duhovnicească. Vedeți, în a doua afirmație, Pavel spune, da, am fost răstigniți împreună cu Hristos, dar creștinismul e mai mult decât a fi scăpat de iad și a fi primit în cer. Ceea ce Hristos a făcut la cruce, nu doar că mă duce în cer, ci îmi șlefuiește viața pe care o trăiesc aici și acum. Că de aceea când vin frații noștri la cateheză, noi nu botezăm imediat, nu că nu s-ar putea lucrul acesta, că în Biblia e o grămadă de astfel de lucruri. Dar noi vrem să fim siguri că ei, dacă spun, sunt salvat prin moartea lui Hristos, a murit față de păcat, pot să spună și acum trăiesc, dar nu trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și vrem să vedem lucrul acesta, pentru că nu vrem să le dăm speranțe false. Nu vrem să le dăm asigurări false. Cum arată o astfel de viață? Păi uitați ce spune Pavel în versetul 20. Nu mai trăiesc, eu. Păi stai puțin, Pavel. Cum adică nu mai trăiești tu? Dar cine scrie epistola asta? Cine vorbește? Nu, 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 nu tu ești cel care scrie. Și Pavel ne explică, da, e adevărat că eu scriu. Dar când am zis că nu mai trăiesc eu, am zis că vechiul Pavel nu mai trăiește. Vechiul Pavel a murit. Mai țineți minte pe acel Saul din Tars, religios, ipocrit? violent, ei, el este mort acum, sunt o nouă persoană. Și din nou, încă o dată vă spun, da, asta e mărturia lui Pavel, dar nu este doar mărturia lui Pavel. Este mărturia tuturor celor ce azi au fugit la cruce, s-au pocăit de păcatele lor și au pus încrederea în Domnul Isus pentru mântuire. 2 Corinteni 5 cu 17 spune, dacă este o persoană, dacă este o ființă, dacă este o făptură în Hristos, este o făptură nouă, nouă, cele vechi, s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Ascultă-mă, dragule, dacă încă ești ceea ce ai fost din totdeauna, atunci nu ești creștin. Mai auzit? Dacă încă ești ceea ce ai fost din totdeauna, n-ai -ai cum să fii creștin. Pentru, crești, pentru că adevăratul creștin nu este o îmbunătățire a vechiului Adam. Când ești salvat, are loc în inima ta o transformare radicală, completă. De aceea numim procesul acesta naștere din nou, regenerare. E, e ceea ce mă schimbă dintr-o viață centrată pe mine într-o viață centrată în Hristos. Oh, da, de acord. A fi salvat nu înseamnă a fi perfect. Nu înseamnă că toate s-au rezolvat. Dar fratele Mihai spunea în mărturia lui. Că din momentul în care l-a cunoscut pe Hristos, deși au mai fost curbe, mi-a plăcut imaginea asta. Direcția a fost Hristos. Direcția a fost Hristos. Asta e o viață de, de om schimbat, din nou om născut din nou. Am o viață nouă, trăiesc pentru el. Dar ascultați vă rog și limbajul misterios pe care îl folosește Pavel aici. Am o viață nouă, dar nu eu trăiesc viața asta nouă, zice, nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine. Din nou, în această propoziție vreau să, să vedem ce ni se spune prima dată despre Hristos, nu despre noi. Da? Prima afirmație spunea că El a fost răstignit. Dar aici vedem că El, Domnul Isus, ce face? Păi trăiește. Salvatorul cel răstignit este salvatorul cel viu. A murit în vinerea mare, dar a înviat duminică dimineață. Dragilor, nicio altă religie din lumea aceasta nu pretinde că fondatorul ei este viu. Mohamed, mort. Buddha, mort. Confucius, mort. Poate că ei cred în reîncarnare, dar niciunul din ei nu crede în înviere. Creștinismul este singura religie în care adepții acestei religii se duc la mormânt ca să se asigure că fondatorul nu e acolo, ci mormântul este gol că pe baza asta e creștinismul, pe baza asta s-a construit creștinismul. Dacă Hristos nu a înviat, noi suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Asta e temelia creștinismului. Iisus este viu. Dragilor, Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul. Asta e vestea bună. Asta e vestea bună. Dumnezeu nu are schelete ascunse în dulapurile Lui. Hristos este viu. Dar bine, eu o să am întreb, dacă este viu, unde e Domnul Iisus? Ne uităm în divertisment și nu-l găsim. Ne uităm în politică și nici atât. Ne uităm la toate campaniile sociale care fac bine în lumea asta și totuși nu-l vedem pe Hristos. Vedem tot egoism, vedem tot mândrie. Unde este Domnul Isus Hristos? De-aia de îmi place să predic acasă la Brăila. Că aveți cele mai bune răspunsuri. Ca să rezum ceea ce a spus dumneavoastră, putem spune toate, pune toate răspunsurile astea în, în două răspunsuri, două categorii. Pe de o parte, da, Domnul Isus este în cer. Domnul Isus mijlocește la dreapta lui Dumnezeu. Dacă citești sfârșitul capitolului 1, nu mai avem timp din Efeseni, vei vedea că Dumnezeu l-a înălțat pe Hristos, zice aici l-a pus așa de la dreapta lui, mai presus de orice domnie, de orice autoritate, de orice stăpânire, de orice putere, mai presus de orice nume care poate să fie numit a așezat la picioarele lui Dumnezeu Tatăl ce? Toate lucrurile. Toate lucrurile. Pentru că Isus Hristos este viu și la dreapta Tatălui. De aceea nu mă tem de ziua de mâine. Știind că e viu, pot învinge teama. Dar mai este un răspuns. Unde mai este Domnul Isus? V-am spus că știți răspunsul. Da, este acolo în cer, dar dacă ești mântuit, cel ce șade la dreapta Tatălui în cer este și în inima ta chiar acum. Adică Pavel spune, dragilor, că noi ne trăim viața de credință, dar nu doar prin imitare. Noi îl și imităm pe Hristos, călcăm pe urmele Lui. Dar noi nu ne trăim viața de credință doar prin imitare, ci ne trăim viața de credință prin întrupare. Hristos trăiește în mine. Asta e, asta e unirea tainică pe care eu nu o pot explica. E unirea tainică între Hristos și credincios. El este în mine și eu sunt în El. În el. Așa cum, cum pasărea este în aer și aerul este în pasăre, așa Hristos este în mine și eu sunt în El. Așa cum peștele este în apă și apa este în pește, Hristos este în mine și eu sunt în El. Hristos nu-i peste mine, nu-i lângă mine, nu-i în spatele meu, nu-i în fața mea, nu-i pe undeva pe lângă mine, ci Hristos este în mine. Hristos în mine. De aceea pot avea bucurie în suferință? De aceea pot să am speranță când este greu? De aceea mă pot încrede când, când nu văd absolut nimic? Nu pentru că mi-am pierdut mințile, nu pentru că neg realitatea, nu pentru că îmi pretind că lucrurile sunt bune când sunt rele, ci pot să mă bucur indiferent ce mi s-ar întâmpla, pentru că așa cum zice Coloseniul 1 cu 27, Hristos în mine, nădejdea slavei. Hristos în mine, nădejdea slavei. Dacă l-am pe Cristos în mine, nu contează ce este în jurul meu. Acum, poate că unii dintre dumneavoastră spuneți, bine, Iosua, dar... Dacă Dumnezeu, cel viu, cel suveran, cel glorios, cel veșnic, cel înviat, trăiește în mine. De ce e așa de greu viața de, grea viața de credință? De ce mă frământ De ce trec prin necazuri și câteodată înțeleg că trec prin necazuri, dar trec așa de greu prin necazuri? De ce încă mă lupt cu obiceiuri greșite? De ce încă mă împiedic de anumite păcate? Dacă este în mine, de ce mi-e așa de greu să trăiesc viața de credință? Acum, e greu de explicat lucrul acesta, tocmai de aceea dați-mi voie să ilustrez. Cred că aproape toți de aici avem un telefon inteligent. De ce îi se spune telefon inteligent, smartphone? Când, în mod normal, un telefon pentru ce ți-l trebuie? Ia, tinerii, pentru ce se folosește telefonul? Nu, că nu știu. Deci, ei nu știu chestia aia cu tă, 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 tă. Pentru a suna, nu? Dacă un telefon doar sună, înseamnă că și-o atins scopul, corect? Nu vă trebuie altceva. 3.000, 4.000, 5.000 de lei. Un telefon trebuie să sune, asta e funcția lui. Dar telefonul inteligent ce face? Face și poze. Pe telefonul inteligent intri pe internet. Cauți orice informație. A nu mă credeți că am fost răstignit e la diateză pasivă? Scrie acum pe, pe telefon, am fost răstignit, Galatei 2 cu 20, diateză pasivă sau activă. Și zice diateză pasivă. Mă verificați în timp ce preda. Sper că nu faceți acum. Verificați acasă, nu zic să mă verificați, dar nu în timp ce predică. Pe, pe, telefonul meu am, am toate pozele și albumele familiei. Am agenda am o grămadă de lucruri pe telefon, am cărți, toate că tot ce am scris, toate predicile pe care le-am scris, toate articolele pe care le-am scris, toate le-am pe telefon, la un clic distanță. De aici se zice telefon inteligent. Dar pe cât e el de inteligent, câteodată, de nu câteodată, în fiecare zi undeva pe la 7-8 seara, ecranul ăla se face negru. Pățiți și dumneavoastră. Și oricât apăs pe buton, nu se aprinde. De ce? Pentru că s-a descărcat. Și uneori când copiii îl folosesc mai mult pe jocuri, nu mă apucă ora șapte seara, undeva pe la 3-4 s-a dus bateria. Ei, ce faceți dumneavoastră, să văd că poate nu mai eu fac greșit, ce faceți dumneavoastră când vi se descarcă telefonul? Ei, cineva care când vi se descarcă telefonul la aruncă? Își ia altul nou? Îl duce la reparat? Nu, ce faci? E încărcătorul, cauți priza, și până dimineață, ce se întâmplă cu el? Funcționează din nou. Merge din nou. Ce am vrut să zic cu lucrul acesta? Te întreb dacă Hristos locuiește în mine, de ce mă lupt cu aceleași păcate? De ce sunt epuizat? De ce simt că mi se descarcă bateria? Pe răspunsul e simplu. Poate că în ultima vreme nu te-ai mai încărcat. Poate că în ultima vreme n-ai stat conectat la sursa de energie. E simplu răspunsul Scripturii. De aceea, dragilor, eu nu-mi permit, nu pentru că sunt păstor, în primul rând, de aceea nu, eu nu permit să ratez nicio întâlnire a noastră. Nici duminică dimineața, nici duminică seara, nici miercuri, pentru că am nevoie. Bateria nu-mi ține atâta cât să vin o pe lună, să vin când vreau. Nu-mi ține bateria. Am nevoie să fiu aici. Dar bateria nu-mi ține nici de duminică până miercuri. Și atunci în fiecare dimineață am nevoie să Mă conectez la sursă. Am nevoie să mă conectez la rugăciune. Am nevoie să mă întâlnesc cu dumneavoastră și în timpul săptămânii, ca să ne încărcăm unii pe alții. Asta spunea Pavel. Abia aștept să vin la voi în Roma, ca să vă dau și eu niște daruri, să-mi dați și voi niște daruri, să ne încărcăm unii pe alții. Sau în cuvintele Domnului Isus Hristos, Ioan 15 cu 5, zice: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, Hristos trăiește în mine și eu trăiesc în Hristos, aduce mult rod. Frate, nu este rod în biserică. Întrebarea mea este, tu ești conectat la Hristos? Ești conectat la Hristos? Uite, Domnul aduce rod, azi am văzut. Și a, a, astăzi doar ceea ce se vede, pentru că Domnul a lucrat în urmă, în spate, în luni, ani de zile la unii. Așa că nu fă din experiența ta proprie experiența întregii biserici. Uită-te la viața ta, dacă nu-i rod, ești conectat la Hristos? Te încarci în Hristos? Pentru că al doilea adevăr pe care îl spune un creștin adevărat este acesta, eu sunt schimbat datorită vieții lui Hristos care trăiește în mine. Și ultimul lucru cu care vreau să închei, da, eu sunt salvat prin moartea lui Hristos, eu sunt schimbat prin viața lui Hristos și în al treilea rând, eu sunt liber prin lucrarea lui Hristos. Sunt liber prin lucrarea lui Hristos. Uite ce spune ultima parte a versetului. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Ascultați-mă, da, am fost răstignit împreună cu Hristos. Da, Hristos trăiește în mine. Dar asta nu înseamnă că eu nu mai am responsabilități. Așa cum vă spuneam la început, textul acesta nu ne învață pe noi să, să nu ridicăm mâinile și Domnul ne poartă. E drept că am fost răstignit, asta e la pasiv. Dar după ce am fost răstignit, ce se întâmplă? Încep activ să trăiesc viața aceasta. Da? Nu ne cheamă textul să fim pasivi. Odată mântuit, tu nu mai fă nimic că face Dumnezeu totul. Nu mai degrabă Biblia ne învață că odată mântuit, pentru că Dumnezeu a făcut totul, fă și tu tot ce ține de tine. Fă și tu tot ce ține de tine, dar am fost răstignit cu Hristos, Hristos trăiește în mine, dar nu înseamnă că nu am responsabilități. Uite ce spune versetul 20. Viața pe care o trăiesc acum, unde o trăiesc? În trup da, am fost răstignit împreună cu Hristos, da, Hristos trăiește în mine, în mine, dar auzi, mâine tot trebuie să mergi la muncă. Săptămâna asta tot trebuie să-ți plătești facturile, impozitele, taxele. Ești încă în lumea aceasta. Da, ai fost răstignit cu Hristos, dar trebuie să ai grijă de familia ta, pentru că încă trăiești în, în trup. Doar pentru că ai fost răstignit cu Hristos și El trăiește în tine, nu înseamnă că ești scutit de realitatea din jur. Și creștinii se îmbolnăvesc ca necreștinii. Și creștinii își pierd locul de muncă ca necreștinii. Și creștinii au probleme în familie ca necreștinii. Și ultima dată când am verificat, nu știu dacă s-au schimbat statisticile între timp, și creștinii mor. 100%. La fel ca necreștinii. Viața asta o trăiesc în trup. Adică locuiesc în corpul acesta fizic, în lumea asta naturală. Dar deși trăim în trup, uitați care e diferența între creștini și necreștini. Unde se face diferența? Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credință. Aici e diferența. Nu prin faptele legii, nu prin performanțele mele, nu mă încred în faptele mele, ci în credința în Fiul lui Dumnezeu. Asta mă face să continui când îmi vine să renunț. Asta mă face să slujesc când sunt obosit. Asta mă face să perseverez când vreau să mă las. Trăiesc în trup. E greu, dar trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Și de ce? De ce ar trebui să te încrezi în Fiul lui Dumnezeu? Care sunt motivele? Două motive, de, de ultima parte a versetului. Fiul lui Dumnezeu. Ce zici acolo? Pe cine? Da Hristos iubește lumea. Da, Hristos iubește păcătoși. Da, Hristos iubește Biserica, de acord, dar ascultați limbajul personalizat. Hristos pe mine, Hristos m-a iubit pe mine, ascultă-mă, dragul meu, pentru Domnul Isus, tu nu ești un CNP. Pentru Domnul Isus, nu ești un număr pe lista omenirii. El te cunoaște în mod personal. Lui pasă de tine. O, este minunat dacă ai mai mulți oameni care te iubesc, dar știi ce este și mai minunat? Să fii iubit de Domnul Isus. Da, este groaznic dacă n-ai cine să te iubească, dar nu e atât de groaznic pe, câtea, pe cât putea fi. Știi de ce? Pentru că, indiferent ce cred oamenii sau zic oamenii, Domnul Isus te iubește. Și că dragă Biserică, trăiți având siguranța că Isus vă iubește. Rugați-vă cu îndrăzneală pentru că Isus vă iubește. Suferiți cu bucurie pentru că Isus vă iubește. Muriți cu speranță pentru că Isus vă iubește. N-a fost nicio clipă. Ascultă-mă, dacă ești copilul lui Dumnezeu, n-a fost nicio clipă în care Hristos să nu te iubească și nu va fi nicio clipă în viitor în care să îndepărteze dragostea lui de la tine. Cred că unii dintre noi tot nu pricepem. Dragilor, mulți de aici avem oameni care ne iubesc, ne respectă, ne prețuiesc pentru tot ceea ce am făcut bun. Se uită la noi, văd faptele noastre și îi apreciere și dragoste. Fii atent! dacă ar ști persoanele, chiar din familie, dacă ar ști persoanele alea ce ai făcut în privat, dacă ar ști gândurile pe care le ai câteodată, dacă ar ști ce în inima ta câteodată chiar față de ei și n-ai apucat încă să, să, spui, te asigur că nu ar mai vrea să aibă de-a face cu tine. Te asigur. Dar știți care este vestea bună? Că Domnul Iisus știe cei mai rău cei mai urât și cei mai cumplit despre mine și totuși mă iubește. Și totuși mă iubește. O dragoste pe care nimeni în lumea asta nu mi-o poate arăta. Dar mai este un motiv pentru care trebuie să trăiești pentru credința în Domnul Isus, nu doar pentru că te iubește, Ce zice ultima parte a versetului, s-a dat pe sine pentru tine. Dumnezeu nu poate să iubească de la distanță. Noi facem facultăți la distanță, facem multe lucruri remote astăzi. Dumnezeu nu iubește remote. Dumnezeu nu iubește la distanță. Dumnezeu în Hristos a venit și s-a dat pe sine pentru noi. Dumnezeu sfânt cerea o plată pentru păcat. Asta e clar. Dar vedeți, Domnul Isus nu a dat ceva pentru mine. Nu a dat pe altcineva în locul meu, ci Domnul Isus a dat pe sine pentru mine. Ioan 15 cu 13 Domnul Isus spune: "Nu este mai mare dragoste" decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Iată cum a descris Domnul Isus Golgota. El și-a dat viața de bunăvoie. O, sângele lui Hristos n-a fost vărsat de alții, El l-a dat. Moartea lui n-a fost o întâmplare, El a ales. La calvar Hristos nu a fost o victimă, ci a fost un voluntar. Și chiar și în fața guvernatorului Pilat, Domnul Isus a spus, nimeni nu-mi ia viața, iar dovada acestei pretenții că a fost adevărat că el și-a dat viața, a fost că după trei zile, când a vrut el, după Scripturi, ca să le arate adevărate, ce a făcut? Și-a luat viața înapoi. Și-a luat viața înapoi. Așa că eu nu știu bucurie mai mare decât faptul că el s-a dat pe sine pentru mine. Și-a dat fruntea pentru coroana cu spini. Și-a dat ochii lacrimilor. Și-a dat obrazul palmelor. Și-a dat spatele biciului, și-a dat tot trupul pentru crucea aceea, și-a dat coasta suliței, și-a dat sângele pentru vinovăția mea, și-a dat într-un cuvânt viața pentru cine? pentru mine și pentru salvarea mea asta e, asta e, asta e cea mai mare bucurie este cea mai mare fericire să recunoști că am ajuns până aici și suntem ceea ce suntem pentru că El ne-a iubit și s-a dat pentru noi, s-a dat pe sine pentru noi și asta nu are aplicație doar în urmă cu 2000 de ani. Să știi că tu te-ai trezit și ai venit în această dimineață aici pentru că El s-a dat pe sine pentru tine. Pentru că El te iubește, de aceea ești aici. Tocmai de aceea rugăciunea mea zilnică este scumpe Iisus, ține-mă lângă a ta cruce. Știți cântarea? Căci acolo e sfânt, izvor ce salvare aduce. Salvarea e în Hristos și vine de la crucea Lui, nu în banii mei, ci în cruce. Nu în sănătatea mea, ci în cruce. Nu în familia mea, ci în cruce. Nu în puterea mea, ci în cruce. Nu în talentele mele, ci numai în crucea Lui Hristos. Și la această cruce a Lui Hristos vă invit în momentele următoare să vă apropiați, la ea să priviți și să gustați viața pe care Hristos, care e prezent aici în momentele acestea, vrea să o ofere tuturor. Amin.